Victorie importantă pentru Sport Club Bacău în fața celor de la Oțelul 2 Galați la capătul unui meci cu două reprize total diferite. În prima parte a jocului, Sport Club Bacău s-a obișnuit mai greu cu vremea bună și cu terenul impecabil, după ce în ultimele meciuri de pe Municipal liderul a jucat doar în noroi și și-a creat o singură ocazie de gol prin Hurdubei, care a fost blocat în momentul șutului după o centrare foarte bună primită de la Costin. În rest, elevii lui Marius Baciu au încercat să desfacă apărarea gălățeană pe benzi, dar fără soluții. La pauză, Marius Baciu l-a scos pe Măjer și l-a aruncat în luptă pe golgheterul Bogdan Ungureanu, dar cel care a deschis scorul a fost Adrian Hurdubei, care a punctat în secunda 20 a părții secunde. Bacăul a prins curaj și a asediat poarta oaspeților. Bogdan Ungureanu și-a reglat șutul din întoarcere în minutul 47, în timp ce Galațiul a avut o tentativă de șut centrare. În minutul 49, Bogdan Ungureanu a modificat tabela la 2-0, o fază pe cât de simplă, pe atât de bine jucată de pistolari. Portarul Știrbu a degajat lung, un jucător de la Galați a deviat nefericit spre propria poartă, Bogdan Ungureanu a insistat, a intrat în careu și a șutat cu sânge rece, marcând golul care a adus liniștea în tabăra băcăoană. A urmat un joc de tatonare până când Hurdubei a tras de la marginea careului, iar portarul oaspeților a reținut cu destulă greutate un șut deviat. Ungureanu a arătat o mare poftă de joc în partea secundă a meciului, după ce în prima repriză a fost ținut pe bancă. Dorința lui a fost atât de mare de a marca din nou, încât și-a trecut în cont cea mai mare ratare. Tot Ungureanu și-a mai încercat odată șutul. Miron a tras în diagonală, iar mingea a mușcat încheietura barei. Galațiul a bifat primul șut pe poarta băcăoană abia în minutul 73. Miron a fost aproape de gol, dar mingea reluată din volea a trecut pe lângă poarta oaspeților. Portarul gălățean Vlasie a avut o intervenție spectaculoasă. Până la urmă, Marius a luat hotărârea de a-l trimite în teren pe Denis Husein, jucător care ar fi trebuit să se fie regăsit în 11-le de start. Odată intrat în teren, Husein și-a arătat clasa și i-a dat lui Șchiopu o pasă mai rar văzută la Sport Club. Mai mult, una de gol pentru 3-0. Un gol reușit în urma unei faze școală. Adăscăliței a trimis lung, Ungureanu i-a așezat mingea lui Husein, iar acesta a trimis magistral către Șchiopu, care a marcat din unghi, stabilind scorul final, 3-0 pentru Sport Club Bacău. Meci greu, în primul rând am întâlnit o echipă tânără. Au pasat foarte bine, sunt copii, au vrut să demonstreze, vin la noi să demonstreze, știau că suntem pe primul loc. Acum, prima repriză ne-am făcut-o noi grea. Am avut ocazie, n-am dat în poartă, a doua repriză, i-am luat tare la început și ne-am făcut meci ușor. Am avut o prima repriză greu, e frică de rezultat, eram sigur că dacă o să dăm gol, o să ne descătușăm și o să jucăm altceva. Dar așteptam mult mai mult și prima repriză puțin, mai ales la personalitatea jucătorilor. Dar normal, frica de rezultat, frica de a nu greși, e normal când ești la un obiectiv. Cred că le pot găsi circumstanțe. Până acum am jucat-o bine prima repriză și am avut probleme în a doua, dar acum am avut a doua repriză destul de bună, zic eu.